Bună ziua! Astăzi vreau să vă arăt selectarea mărcelilor pentru această lucrare. Iată, este mărimea 3, nu încape totul în cameră, dar vă arăt, este de la firma Furor și se numește Parus Nicolae Parusa, în limba română, este corabie cu pânze. Aici jos sunt date culorile în nuanțele de culori, în cantitatea de viser și în gramaj. Haideți să vă arăt ce culori am ales eu pentru această corăbioară. Voi începe cu culoarea numărul 1, deci la noi este dat culoarea albă. Culoarea albă. Eu am ales 38102. Această nuanță este sticlă transparentă, iar înăuntrul colorat mijlocul alb. Pentru că noi avem această nuanță în nouri și în apă, de ce nu am vrut un alb foarte tare accentuat. Prima culoare albă. Culoarea numărul 2 este un sur deschis. Acest puncteșor arată nuanța unde va fi sur acest sur deschis. Și eu am ales un sur 18908, într-adevăr foarte deschis. Este un sur strălucitor. Aici îmi trebuiește doar 98 de mărcele, de aceea am pus undeva un gram și ceva. Numărul 2, nuanța numărul 2, deci este acesta, și nuanța numărul 3, avem nevoie de 61 de mărcele, numărul 3, 17708, și aceasta. Numărul 3. În continuare, nuanța numărul 4, avem nevoie de 51 de mărcele. Eu am ales 17742. Este aceeași serie acum. Da? Mai deschis, mai închis. Așa. Apoi urmează nuanța numărul 5. Iată, ea cea mai mare parte din roz. Am ales 16998. Nuanța numărul 6 este roșu. L-a prins 93170. Pentru culoarea numărul 7 am dorit, de fapt, din această serie 93190, dar pentru că la magazin nu era, am ales 98190. Puțin este mai strălucitoare, da, perlat, dar sper să meargă. Apoi culoarea numărul 8 este un roșu mai închis. Iată aici. Am ales 990. Apoi cea mai închisă culoare de roșu, aproape de bordo, 900-120. Culoarea numărul 9. Apoi numărul 10 este negru, obișnuit, 23980. Culoarea numărul 11 este un cafeniu foarte deschis pentru corabie. Am ales un mat, 150, culoarea mat. 12, un cafeniu mai închis, 170, tot mat.
13, un cafeniu cel mai închis, iată el merge aici și aici, la lemn, tot de serie mat, 190. Acum mi-au rămas 5 culori de albastru. Deci, prima nuanță, numărul 14 de albastru, am ales așa, 6-4-0, albastru mat, sticlă, dar mat. Iată, el va merge după culoarea 1. Vor merge albastru deschis. Așa. Apoi, numărul 15, deci tot am dorit din această serie, dar fiindcă nu era, am ales 66010. Deci aici era nevoie de 60010, dar fiindcă nu era, am ales din 66010, dar aceste două nuanțe sunt foarte apropiate, doar acesta este mat, iar acesta este strălucitor perlat. Iată așa. Apoi, culoarea numărul 16, ceva un albastru mai închis, 38936. Culoarea 16. Culoarea 17, 60150. Sticlă, transparentă, dar mai închisă. Și ultima nuanță, 18, cea mai închisă, iată ea aici. Va fi 100. Pare a fi aproape de negru. Am ales 60100. Iată, așa le-am aranjat, să se vadă mai bine toate culorile. 18 culori. Eu am ales aceste nuanțe, voi puteți să alegeți alte nuanțe care vă plac vouă. Desigur, fiecare are gustul său și se poate primi în diferite metode, diferite culori, diferite. Vă doresc succes dacă veți avea această lucrare și o veți coase, să iasă frumos, să vă bucurați!